pare science fiction, ca după mai bine de 8 ore cât au durat cele două operații complicate și după o anestezie am ieșit singur pe două picioare și i-am arătat Madridul chirurgului meu, scrie pe contul său de Instagram Enrique Arce, actorul spaniol cunoscut pentru rolul lui Arturo Roman din seria La Casa de Papel. Bueno, pues nada, son las 7 de la tarde, aquí tenemos a Enrique operado ya. Siete horas después. Una operación de hiperhidrosis, pero luego una operación de 6 horas muy complicada. Endoscópicos con una descompresión brutal de peritonitis comprimida. Ahí lo tenéis caminando, se va a pasar. Era muy complicada, se va a pasar casa. Me ha salvado la vida, la felicidad y la carrera. Así que muchísimas gracias, yo no te debo. Me voy a poner a llorar. Oye, ¿cómo están las manos? Y las manos no sudan por primera vez en la historia. Y aquí, y acabo de salir y mira ya, con una operación de 7 horas en columna, me voy para casa, de hecho. Así que, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, Quique, te estoy grabando aquí tu operación para que veas. Acestea sunt miracole ale chirurgiei minim-invazive uniportal, tehnică inventată de către îngerul meu păzitor, doctorul Diego González Rivas, realizată cu mare artă de neurochirurgul român Ionuț Gobej. Acești oameni sunt cei care merită premii, distincții și chiar statui. Mulțumesc, doctore, că mi-ai salvat brațul drept și coloana.